Bun găsit, sunt Simina Lupu și vă prezint știrile Media TV Medidia. Iată principalele titluri ale serii. Deși scenariul excrocilor care acționează prin metodă accidentul a fost extrem de mediatizat, oamenii încă mai cad în plasa infractorilor. O minoră în vârstă de 13 ani a fugit de acasă. Deși scenariul excrocilor care acționează prin metodă accidentul a fost extrem de mediatizat, oamenii încă mai cad în plasa infractorilor care acționează din penitenciar, cu ajutorul unor complici aflați în afara gratiilor. Astăzi, două plângeri au fost înregistrate la Poliția Municipiului Medidia, două bătrâne fiind înșelate prin telefon. Două bătrâne din Medidia au fost înșelate astăzi prin telefon, fiind rugate să depună într-un cont 5.000 de lei de către presupusul fiu. Ele au fost sunate de către același individ care a inventat o poveste lacrimogenă. Un membru al familiei a fost implicat într-un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru a scăpa de închisoare. Din fericire, una dintre pensionare nu a căzut în plasa individului, deoarece a angajat a băncii cu ajutorul căreia voia să transfere banii și a dat seama că este vorba de o înșelătorie. Astăzi s-au înregistrat două noi plângeri datorită unor înșelăciuni? Da, deci așa numită metodă, accidentul a afectat și două persoane de pe raza municipiului Medidia, în sensul că ambele femei în vârstă au fost sunate de către un bărbat necunoscut, de pe același număr de telefon, care, sub pretextul că fiul respectiv, ginerile, a avut un accident rutier, le-a solicitat acestora să depună într-un cont bancar o sumă de bani, respectiv inițial se solicita suma de 5.000 de lei. Norocul uneia dintre femei a fost că o angajată unei unități bancare, în momentul în care a încercat să scoată bani din bancă, i-a întrebat-o pe care este motivul pentru care vrea să depună banii și spunând respectivele angajate, aceasta și-a dat seama că este vorba de o înșelătorie și am fost sesizați noi, astfel încât faptul nu s-a consumat. Dar, din păcate, o altă femeie a depus suma cerută. Aceasta se sunată că fiul său are un accident. A avut un accident, a lovit o persoană de sex, de etnie romă, și se solicita suma de 5.000 de lei. După ce a depus această sumă, a fost sunată iar și se solicitată iar să depună suma de încă 3.000 de lei. După ce a depus acești bani, a fost sunată de către fiul său și întrebându-l dacă a rezolvat problema rutieră, acesta a rămas surprins și s-a dat seama că este vorba de înșelătorie și astfel am fost sesizați cu privire la acest fapt consumat. Ați reușit să rezolvați astfel de cazuri? Noi nu am avut, pe raza lumea și nu prea am avut cazuri consumate de acest gen. Dar fapt pentru care nu ne-am confruntat până în prezent. Noi am tot făcut activități de prevenire pe această linie, dar, din păcate, s-a întâmplat asta și pe raza noastră de competență. Ce fel de cercetări veți întreprinde? Se întreprind cercetări specifice, polițienești. Nu putem să vă spunem exact, dar în urma cercetărilor, în general, se identifică autorii și s-a constatat că marea majoritate a acestora care apelează sunt din penitenciare, din ceea ce au rezolvat colegii din alte județe și alte localități, bineînțeles. Deci ar putea fi un deținut de la portal. Exact. Nu neapărat de la portal, dintr-un alt penitenciar. La Medidia, ultimul astfel de caz s-a petrecut în luna aprilie. Polițiștii au încercat mai bine de o oră să convingă un pensionar că vestea primită la telefon nu este reală. El nu îi credea pe oamenii legii și insista să trimită cei 5.000 de lei avocatului care îl sunase și care îl va scăpa pe fiul său de pușcărie. Abia după ce anchetatorii au făcut rost de numărul de telefon al fiului pensionarului și au vorbit cu el, bătrânul și-a dat seama că era să fie tras pe sfoară. Dorim să conștientizăm pe această cale populația orașului, și numai neapărat a orașului, și a întregilor cetățeni, cu privire la acest mod de operare, așa numită metodă accidentul, în sensul să nu dea curs apelul telefonic inițiat de către falși avocați sau se întâmplă chiar să se dea fiul care a făcut accident. Și mai întâi să verifice, cel mai simplu mod este să sune ruda care a avut accident și astfel încât să se convingă despre faptul că acest lucru nu este real. Noi și în trecut ne-am confruntat cu astfel de probleme, în sensul că am un bătrân, ne-a trebuit cam o oră să-l convingem că fiul său nu a avut accident. Chiar am sunat
L-am sunat pe fiul său și credea că cel care îl înșela este fiul său, iar fiul său real nu era fiul său. Deoarece oamenii încă se mai lasă înșelați prin metoda accidentului, polițiștii au descins ultima oară în penitenciarele din toată țara la începutul acestei luni, efectuând 42 de descinderi în 11 județe și în municipiul București. Echipele de percheziție au ridicat 30 de telefoane mobile și mai multe cartele telefonice, bunuri ce ar fi putut fi folosite pentru realizarea convorbirilor telefonice care urmăreau inducerea în eroare a victimelor. O minoră în vârstă de 13 ani a fugit de acasă. Ea locuiește în poligonul Viilor, cartier aflat în municipiul Megidia și de mai bine de 3 zile nimeni nu știe nimic despre ea. De 13 ani este crescută de bunica din partea mamei, părinții acesteia fiind la muncă în Italia de ani buni. Tânăra era la masă de seară împreună cu bunica și după ce a servit cina s-a ridicat de la masă și a ieșit afară, nemai întorcându-se acasă. A doua zi bătrâna s-a prezentat la poliție pentru a relata cele întâmplate. În data de 26 august 2013, poliția Megidia a fost sesizată de către Iusina Antușa din Megidia, care locuiește fără formă legală în Megidia, pe strada Gutuilor, cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 13 ani a plecat de la domiciliu în seara zilei de 25 și în jurul orilor 21 s-a mai întors acasă. În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că părinții minorei sunt plecați la muncă în Italia, și există posibilitatea ca aceasta să se afle pe raza municipiului Călăraș, la alte rude de ale sale, despre care nu se cunosc cu exactitate unde locuiesc. Noi desfășurăm în continuare cercetări pentru a identifica minora și a o încredința o bunicii sale. Minora este de etnie romă, are înălțimea cuprinsă între 1,60 și 1,63 metri, este corpulent, are ten măsliniu, păr lung de culoare castanie și nu are semne particulare. Ultima dată când a fost văzută purta pantalon de culoare roșie, tricou alb mulat și era încălțată cu papuci negri. Cei care pot oferi informații despre această tânără sunt rugați să contacteze dispeceratul Poliției Constanța, telefon 0241611364, interior 2005 sau Poliția Municipiului Megidia. Judecătoria Megidia l-a condamnat ieri la 9 luni de închisoare cu suspendare pe Hasan Memiș din Megidia pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, dar și cu permisul de conducere anulat. Sentința însă nu este definitivă. Cu mai multe detalii vine colegul nostru Valentin Ispas. Conform procurorilor care l-au trimis în judecată în noaptea de 7 spre 8 august 2011, Hasan Memiș s-a suit la volanul unei auto utilitare marca Iveco cu numere de Bulgaria și a plecat la plimbare prin oraș, deși știa că avea dreptul de a conduce suspendat și consumase mai multe băuturi alcoolice. Când a ajuns pe strada Tineretului, Memiș a pierdut controlul mașinii și a acroșat 3 autoturisme parcate. Martorii au sunat la 112 și polițiștii ajuns la fața locului l-au descoperit pe șofer la volanul autoturismului, acesta neputând să iasă din mașină și să stea în picioare. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că tânărul de 28 de ani avea permisul de conducere anulat, iar după testarea cu aparatul Dragger s-a stabilit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,85 mg de litri alcool pur în aerul expirat. În jurnal mai puteți urmări. Astăzi, pentru elevii care au dat bacalaureatul a doua sesiune, emoțiile și probele s-au terminat. În această seară, pe scena instalată în piața Decebal, putem vedea artiști locali care se vor putea bucura de aplauzele publicului municipiului nostru. De asemenea, o serie de ansambluri de muzică populară turcească și chiar grecească vor face senzație pe scenă. Megidia, după cum bine știți, are o abundență de artiști locali cu care se mândrește la fiecare show important. Trupe de dans, interpreți de muzică populară sau ușoară, toți își vor da silința pentru ca publicul să fie mulțumit de prestația lor. În primul rând vom vedea în fiecare seară trupele locale, artiștii locali, începând cu ora 19, vor veni să bucure publicul din Megidia. Chiar în această seară avem o seară dedicată folclorului, etniilor din Megidia. Vom avea multe ansambluri invitate pe scenă care vor dansa, vom avea mulți copii care vor cânta muzică populară și de ce nu turcească, grecească, macedonească, cum spuneam, am dedicat această seară folclorului și credem noi că va fi o seară reușită. Avem o vedetă în această seară, vorbim de Anda Adam. Spectacolul cu artiști locali a început la ora 19, după care va concerta pe scena Megidiei Anda Adam, care va crea o atmosferă incendiară alături de trupa sa de dansatori.
Sâmbătă vom avea parte de un alt artist celebru, rapperul Puia, iar duminică în Megidia va concerta trupa Vang și totul se va finaliza cu scântei. Un foc de artificii va împodobi cerul municipiului nostru în aplauzele publicului. Mâine seară avem o altă seară dedicată divertismentului. Copiii mici ai casei de cultură Ine Roman vor dansa și vor cânta. Vedeta serii va fi Puia, bineînțeles. În a patra seară și ultima duminică seara vom vedea copiii Megidie, copii puțin mai mari, care voci bune, care vor cânta, tot într-un titlu generic divertisment, vor cânta, vor dansa și vom avea o ultimă trupă sau o vedetă la Megidia, trupa Vank. Va încheia seara, spunem noi, incendiară și cu siguranță va fi o sărbătoare pentru Megidia. De așadar, trei seri de spectacol la Megidia. Invităm publicul din Megidia să vină să vadă spectacolele oferite de primăria municipiului Megidia, de artiștii locale ca și de cultură, dar și de vedetele sosite la Megidia pentru sărbătoarea zilelor orașului. Celebra trupă de mici dansatori pescăruși, atât de îndrăgită de publicul nostru, va dansa și ea de zilele Megidiei în stilul propriu. Micuții mei vor dansa mâine seară, grupa de vârstă 6-11 ani, de sâmbătă, și grupa cea mare, duminică seara, grupa de vârstă 11-14 ani. Așadar, distracție multe zilele acestea, căci sărbătorim cu toții ziua municipiului. La mulți ani, Megidia! Astăzi, pentru elevii care au susținut bacalaureatul a doua sesiune, emoțiile și probele s-au terminat. La Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia, părerile despre dificultatea subiectelor au fost împărțite. Astăzi, elevii au fost prezenți la probele la alegere, la geografie, biologie, fizică sau chimie, căci socoteala de acasă nu s-a potrivit cu situația din sala de examen și mulți dintre ei au ieșit din clasă după doar o oră și jumătate, așa cum le este permis. Și acest tânăr este dezamăgit de subiectele de astăzi. Cum au fost subiectele astăzi? Astăzi au fost surprinzător de greu. Nu mă așteptam să fie atât de greu, mult mai greu ca data trecută. Și de... După... La ce ai dat astăzi examen? La fizică. Azi a fost proba la alegere. Eu am ales fizica și... Nu, cred că am făcut ceea ce trebuia. De asta am și ieșit atât de repede după... După cât timp ai ieșit? După o oră jumate. După timpul la care poți ieși. Ai încercat să rezolvi unul dintre subiecte? Am încercat și sper să fi reușit. Măcar așa, să nu fie foaia goală. Ai făcut o pregătire în prealabil? Nu. Pregătirea a constat în distracție. Distracția de vară. Și ce urmează să faci? Păi eu am alte planuri deocamdată. O să mai încerci să dai bacul până o să-l iei? Evident, da. Deși am alte planuri, sper să urmez o post-liceală și alte cursuri, bacul tot o să-l dau. O să-l dau toată viața până să-l iau. Părerile viitorilor studenți, asta în cazul în care vor promova examenul maturității, sunt împărțite. Îmi spui și mie ce ai făcut la bac? Ce notă crezi că o să iei? Între 6 și 7, așa o să. Ai reușit să te inspiri de undeva? Nu. La ce ai dat proba astăzi? Biologie. Ce ai făcut azi la examen? Foarte bine. La ce ai dat examen? La geografie. Și cum a fost? Foarte ușor. Ai reușit să te inspiri de undeva? Nu. Au fost subiectele ușoare? Da. Câte subiecte au fost? Ușoare subiecte. 3 subiecte prin care am decursat cu bine. Ce notă sper că o să iei? Nota de admitere, cred că. Marea majoritate a elevilor care au dat examen la materii mai ușoare, cum ar fi geografie sau biologie, nu s-au plâns de gradul ridicat de dificultate al subiectelor. Ce ai făcut azi la examen? Foarte bine. La ce ai dat examen? La biologie. Și ai atins toate subiectele? Da. Crezi că o să iei o notă de trecere? Cred că da. Până acum ce ai făcut la celelalte probe? Binișor, foarte bine la unele, depinde. La română am făcut foarte bine și la matematică mai puțin. Ce s-a întâmplat la prima sesiune de picat bacalaureatul? Dar nu am dat în prima sesiune eu. Am scris cât de cât acolo. La ce ai avut? La fizică. Și cum a fost? A fost nici ușor, nici greu. Colegii tăi s-au plâns că subiectele au fost foarte grele. Ție cum ți s-au părut? Mediu, așa. Nici grele, nici ușoare. Ai reușit să faci toate 3 subiectele? Aproape toate. Câteva, vreo 2-3 exerciții. Nu... Ce s-a întâmplat în prima sesiune de picat examenul de bacalaureat? Nu știu, nici n-am învățat atunci și nici... Acum te-ai pregătit mai mult? Da, acum da, să sperăm.
Pe data de 2 septembrie se vor afișa rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea a doua, și atunci se pot depune și contestațiile. Iar pe 5 septembrie vom afla rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. În jurnal mai puteți urmări decizia guvernului de a introduce obligativitatea de a depune declarații de avere pentru toți românii, nu numai pentru politicieni, așa cum este în prezent, a creat un mare scandal național. Megidienii nu vor celebra numai ziua orașului, ci și ziua limbii române. Sărbătoarea a început să fie celebrată din 1990, la un an de la evenimentul istoric sub numele de limba noastră, cea română, sau ziua limbii române. Pe 2 septembrie, municipiul nostru, cu ocazia zilei limbii române, cetățenii orașului vor primi vizita scriitorului Corneliu Leu, precum și altor invitați de seamă. Așadar, luni, începând cu ora 18, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, se organizează seminarul Megidienii despre Megidia sub semnul Megidiei, eveniment dedicat exclusiv zilei limbii române. La fel, o sărbătoare foarte importantă unde Megidia participă, ziua limbii naționale, ziua limbii române, unde ansamblul Pandelașu participă cu dansuri tradiționale din Dobrogea, avem și copii care vor recita despre limba, de ziua limbii române, despre limba noastră, despre țara noastră. Și vom vedea aceste imagini cu ocazia unui seminar desfășurat la Megidia pe 2 septembrie la ora 18, unde invităm la fel publicul din Megidia să îl vadă pe Corneliu Leu. La Megidia de această dată vorbim despre limba română, despre film și diferite alte teme dezbătute în acest seminar la Megidia pe 2 septembrie la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor. De asemenea, anul acesta, ansambluri de muzică populară din Megidia, alături de reprezentanții ai primăriei și ai televiziunilor locale, vor merge la Bușteni pentru a celebra ziua limbii române la invitația scriitorului și omului de cultură Corneliu Leu. În Munții Bucegi, mai exact la Bușteni, ce se va întâmpla? Cum spuneam, vor fi foarte multe ansambluri invitate acolo de ziua limbii. Se va recita despre limbă, se va dansa, vor fi peste 400-500 de invitați din toată țara. Și este prima oară când se sărbătorește ziua limbii în România, s-a dat o lege în acest sens și atunci e normal ca orașul nostru, ca noi Megidia, să mergem acolo să participăm și să acceptăm invitația făcută de domnul Corneliu Leu. De unde e ideea de a participa, de a merge anul acesta în Bușteni? Domnul Corneliu Leu este din Megidia. În momentul în care ne-a invitat și ne-a propus să vină și dumnealui la Megidia în 2 septembrie, nu puteam să refuzăm această invitație, mai ales că este o sărbătoare națională și atunci ne-am bucurat foarte mult să mergem să recităm poezie acolo și să dansăm cu ocazia acestei sărbători. Cu siguranță va fi o tradiție pentru România sărbătorirea acestei zile și noi la Megidia vom încerca să facem din asta o sărbătoare în anii următori. Cine sponsorizează întreaga activitate dedicată zilei limbii române? În primul rând, primăria Megidia a acceptat această invitație și mai ales că vom vedea aceste imagini cu participarea noastră acolo într-un filmuleț proiectat aici la seminar pe 2 septembrie, ne vom bucura cu toții de participare, dar și de sărbătoarea noastră în 2 septembrie. Vor fi peste 500 de invitați din toată țara la Bușteni anul acesta. Se vor recita poezii în cinstea limbii române, se va dansa și se va cânta cu ocazia acestei sărbători. Decizia guvernului de a introduce obligativitatea de a depune declarații de avere pentru toți românii, nu numai pentru politicieni, așa cum este în prezent, a creat un mare scandal național. Gândit inițial ca un instrument de control al marilor averi nedeclarate, proiectul de ordonanță supus dezbaterii publice de către Ministerul de Finanțe, prin care se vor modifica două articole din Codul de Procedură Fiscală, face referire la persoana supusă verificării situației fiscale personale, ceea ce lărgește practic cadrul de aplicare la toți românii. Numit declarație de patrimoniu și de venituri, documentul pe care toți vom fi obligați să-l completăm și să-l depunem la solicitarea organului fiscal conține informații privitoare la toate bunurile aflate în proprietate, la cheltuieli și la datorii. Proiectul prevede și sancțiuni pentru cei care nu vor depune această declarație, amendă între 10.000 și 50.000 de lei. Practic, cei care vor primi un aviz de verificare fiscală au la dispoziție 60 de zile să-și completeze situația financiară. Totuși, Ministerul Finanțelor a ținut să precizeze ieri că declarația de patrimoniu și venituri trebuie depusă doar de persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală și care sunt verificate în urma descoperirii unor discrepanțe majore între acumulările de avere și veniturile declarate.
Depunerea declarației se face doar la cererea organului fiscal. Prin urmare, nu toți românii vor trebui să depună declarații de avere începând cu 2014. Formularul declarație de patrimoniu și venituri prevăzut în anexă la proiectul de ordin postat pe site-ul Ministerului vizează strict acele persoane fizice care, în urma unor verificări documentare prealabile amănunțite, a tuturor informațiilor deținute și obținute de ANAF referitoare la veniturile declarate de acestea, comparativ cu acumulările lor patrimoniale, urmează să fie supuse unor verificări fiscale efective, pentru că prezintă un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ieri însă primarul Constanței, Radu Mazăre, s-a arătat indignat de acest proiect de lege, considerând că adoptarea sa nu va conduce decât la revenirea în prim plan a vecinilor turnători, invidioși și răuvoitori. Vom ajunge să te reclame vecinul că ți-ai cumpărat o plasmă și să solicite fiscului să cerceteze de unde ai avut bani pentru ea. Sau te reclamă că ai fost în nu știu ce vacanță exotică, așa a auzit el. Și uite așa vom vedea cum fiscul va freca ridichea tuturor românilor. În aceste condiții eu vă garantez că o să se ajungă ca milioane de români să dea cu subsemnatul, a declarat primarul Radu Mazăre. El a avertizat că dacă toți românii vor fi obligați să-și declare averile, 80% dintre locuitorii Constanței nu vor mai vota USL la prezidențiale. Însă astăzi edilul a revenit și a susținut că problema cu declarațiile de avere impuse tuturor românilor este relativă, deoarece a discutat cu prim-ministrul Victor Ponta și acestea nu vor fi obligatorii pentru toți cetățenii, ci doar de la o anumită valoare în sus. În jurnal mai puteți urmări Ai carte, ai parte. Aceasta este deviza noului proiect care se va derula la Cernavodă în perioada imediat următoare. Programul vizează reintegrarea în învățământ a persoanelor care nu au reușit să-și finalizeze studiile sau care au abandonat școala. Atenție, șoferi megidieni! Euroins nu va mai putea încheia contracte de asigurare RCA în urma unei decizii a Autorității de Supraveghere Financiară, care l-a sancționat cu 50.000 de lei pe directorul general Euroins, Mihnea Tobescu, și a retras avizul șefului departamentului de daune pentru această funcție. Interzicerea practicării de către societatea asigurării RCA este în vigoare până la implementarea de către compania unui set de măsuri stabilit de către Autoritatea de Supraveghere. Autorității de supraveghere financiară a decis interzicerea temporară a practicării de către Euroins România Asigurare Reasigurare asigurării RCA, până la implementarea unui set de măsuri care se referă, printre altele, la revizuirea de către Euroins a normelor de constatare și lichidare a daunelor, la stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor, la respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, la probleme cu care s-au confruntat foarte mulți dintre șoferii care trebuiau să beneficieze de serviciile acestei companii, dar și serviciile auto care au efectuat lucrări din baza asigurărilor RCA emise de Euroins. Dar în perioada în care are interdicție să vândă polițe RCA, societatea are în continuare obligația soluționării dosarelor de daună. Decizia de a interzice Euroins să mai încheie contracte de asigurare RCA a fost luată de către Autoritatea de Supraveghere în urma controlului inopinat desfășurat în lunile mai-iunie 2013, care a vizat în primul rând verificarea modului de instrumentare și de finalizare a dosarelor de daună. Astfel, inspectorii au descoperit că reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate, că a fost diminuat în mod nejustificativ cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună și că plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale. Ai carte, ai parte! Aceasta este deviza noului proiect care se va derula la Cernavodă în perioada imediat următoare. Programul vizează reintegrarea în învățământ a persoanelor care nu au reușit să-și finalizeze studiile sau care au abandonat școala. Reprezentanții unităților de învățământ partenere în acest program, împreună cu edilul Gheorghe Hânsă, s-au întâlnit astăzi cu mai mulți cernavodeni interesați de acest proiect, care doresc să-și continue studiile nefinalizate la timp. În contextul actual, sute de persoane renunță sau abandonează școala fără să finalizeze măcar 8 clase. Din această cauză sunt întâmpinate dificultăți și în contractarea unui loc de muncă, deoarece pe piața muncii sunt căutate de cele mai multe ori persoanele cu studii medii sau cel puțin superioare. Pentru o șansă în plus la educație a fost inițiat în Cernavodă un program care vizează reintegrarea în învățământ a persoanelor care nu au reușit să-și finalizeze studiile. Avem 3 oferte. Eu am vorbit mai mult de partea care este cea mai grea. Partea de pregătire de la clasele 1-4. Și dacă sunt aici dintre voi, dumneavoastră, oameni care știu că au în casă, între rude, la prieteni, copii care au ieșit din perioada de școlarizare, adică a 3-a nu s-au dat școală, s-au rămas repetent, sau nu s-au mai dus că n-au avut pantofi sau rechizite, este cazul acum, din nou,
să încerce, mai ales sunt copii care n-au făcut școala, dar sunt deosebit de deștepți. Astăzi, în sala Casei de Cultură din Cernavodă, reprezentanții administrației publice, împreună cu câțiva dintre consilierii locali, s-au întâlnit cu cernavodenii care nu au avut până acum ocazia să-și continue studiile din motiv de ordin financiar sau social. Cei prezenți la întâlnire au fost receptivi și bucuroși să afle că există posibilitatea de a-și relua studiile gratuit în cadrul noului program implementat la Cernavodă. Foarte bine, până în prezent e bine. Părerea lui domnul primar că este bine. E bine. Dumneavoastră v-ar interesa să continuăm studiile, cursurile? Nu, pentru că noi avem. Avem deja 8 și e bine, în prezent e bine. Dar cunoașteți persoane care ar avea nevoie de așa ceva? Da, ei sunt destui la noi, la întreprindere, sunt destui. Și credeți că e un lucru bun să fie integrați din nou pe piața educației? Foarte bine, da, foarte bine. Eu aș avea că am 8 clase terminate și chiar m-ar interesa. O să vin să mă intereseze să vedem ce e de făcut. Știți că trebuie să depuneți o cerere și apoi să veniți la curs? Știm. Dar noi lucrăm la gospodărie și să vedem acum cum ne încadrăm. Dar e o șansă totuși pentru toată lumea care are nevoie. Este, așa e, într-adevăr. Dacă nu ne-am dus când a trebuit, poate venim acum. Am 8 clase și pe cei care cunosc, adică din rudele mele, știu că au peste 8 clase. Dar totuși este bun pentru cei care nu au reușit să ajungă la școală. Normal, e foarte bine. Eu cred că sunt mulți oameni care nu au școală, nu au pregătire. Pentru demararea acestui proiect a fost solicitat sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care a permis suplimentarea unei clase la Școala Generală numărul 2 din Cernavodă, unde elevii care au renunțat la studii pot să urmeze cursurile ciclului primar și gimnazial. Programul A doua șansă va fi demarat în luna septembrie și va oferi posibilitatea cernavodenilor de toate vârstele să obțină o diplomă de 8 clase. Înscrierile la cursuri se vor face gratuit, iar materia dintr-un an de studiu va fi condensată pe parcursul unui semestru. Și acum o știre din sport. Mâine, 31 august, se vor disputa meciurile din etapa a doua a sezonului 2013-2014 din Liga a patra la fotbal. Meciurile dintre ASE Cojalac și Sparta de Chirghiul și dintre Progresul Megidia și CSK Arvan Lipnița au fost amânate. Fără mulți bani puși în joc și fără o miză mare, meciurile din eșaloanele inferioare se dovedesc de cele mai multe ori spectaculoase. Chiar dacă fără execuții tehnice de nivel european, partidele din Liga a patra au farmecul lor. Dacă meciurile din Liga 1 se termină deseori cu scoruri infime, în eșalonul 4 golurile nu lipsesc, ba chiar sunt destul de multe. În runda inaugurală a noii stagiuni au fost marcate 69 de goluri în 10 partide. Astfel, un calcul simplu arată o medie de peste 6 goluri pe meci. Mâine, etapa a doua este deschisă de partida de la ora 12 dintre CFR Constanța CS Eforie. La ora 18 vor juca Litoral Corbu, Unirea Topraisar, Portul Constanța, Vulturii Casino Constanța, CS Agigea Victoria Cumpăna, Recolta Nicolae Bălcescu CSO Ovidiu, Perla Murfatlar, Axiopolis Cernavodă, Gloria Băneasa CS Mihail Cogălnicianu și Voința Valului Trean Carsium Hârșova. Deocamdată Progresul Megidia este liderul seriei Vest a Ligii a patra, CFR Constanța conducând seria Est. În prima etapă a actualului sezon, Progresul a învins Carsium Hârșova cu 7-0. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. La noapte temperaturile vor indica 12 grade Celsius, mâine se anunță norări parțiale și gradele din termometre vor indica o maximă de 25 de grade și o minimă de doar 13 grade. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției noastre din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook la numerele de telefon 0241-820-700-0728 820-700 sau pe site-ul nostru mediatvgroup.ro. O seară plăcută! Pe curând!